Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubită biserică, vă invit să ne ridicăm în picioare, în semn de respect pentru Evanghelia Domnului Iisus. Și vom citi în această seară, din capitolul 17, primele 5 versete. Apocalipsa, capitolul 17, primele 5 versete. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari, care stă pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceea era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Școala duminicală informează că în iunie 27 va organiza o excursie pentru copii între vârstele 5-8 ani la Blackberry Farm. Lista de înscriere se deschide în această seară la sora Adriana Losneanu. Sunt 39 de locuri valabile și costă $18 pentru un copil. Prețul include intrare, lunch și transport. De asemenea, mai sunt câteva DVD-uri cu slujbele sau cu programele copiilor din ultimii 3 ani pentru vânzare. Mâine seară de la 6:30 avem studiu biblic cu tinerii, iar de la 7:30 serviciu divin. Acestea toate fiind spuse, frați și surori, mulțumim Domnului pentru că suntem din nou în sanctuar. Suntem din nou în fața lui Dumnezeu să privim la viața noastră, cu scăpările ei, cu lucrurile bune pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le facem și să ne smerim în fața cuvântului pe care Domnul ni l-a dat și va continua să ni-l dea până când vom pleca din sanctuar în această seară. Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, vreau să vă salut, să vă binecuvintez și facem lucrul acesta și pentru frații și prietenii noștri care sunt online cu noi în această seară. Prin harul Domnului, în seara aceasta, suntem la limita dintre capitolele 16 și 17, suntem la lecția numărul 47 și dacă bine vă mai aduceți aminte, am rămas cu 3 joi în urmă, la lecția numărul 46, la potirul, la cupa numărul 5 din Apocalipsa, capitolul 16. Am găsit undeva, cineva mi-a trimis o poveste imaginară care anticipează evenimentele sfârșitului și m-am gândit că ar fi motivator să vă citesc și dumneavoastră. Această întâmplare imaginară presupune un om, un individ ca mine sau ca dumneavoastră, care sună să comande pizza. Și pentru că acest eveniment se derulează cândva în viitor, când Anticrist își va așeza domnia, întâmplarea aceasta imaginară anticipează, bănuiește, surprinde cam cum se va derula acest dialog telefonic între un cetățean care comandă pizza. Clientul: alo, bună ziua, doresc să comand două pizza. Telefonista: mulțumesc că a sunat la Pizza Hut. Puteți să-mi dați numărul dumneavoastră de identitate, adică numărul național de identitate. Clientul răspunde: numărul meu de identitate națională, da, un moment, este, și înșiră vreo 20 de numere, 6, 1, 0 și așa mai departe.
Telefonista. Mulțumesc, domnule X. Văd că locuiți la numărul 7242 pe Medland Drive și aveți telefonul cu tare. Telefonul dumneavoastră de la serviciu este acesta, celularul este acesta, adresa de e-mail este aceasta, corect? Clientul Mira spune, da, dar de unde aveți toate aceste informații? Telefonista răspunde, sunteți legați ca orice companie de HSS. HSS întreabă clientul, ce mai e și asta? Sunteți legați electronic de Homeland Security System, domnule. Clientul oftând spune, asta este, vreau să comand în sfârșit două pizza. Nu cred că e o idee bună, domnule, răspunde telefonista. Cum adică? E vreo problemă cu pizza? Domnule, nu-i problemă cu pizza, numai că analizele dumneavoastră medicale văd eu că arată, aveți tensiune arterială crescută și aveți colesterol. Conform dosarului medical, compania de asigurări nu vă permite să alegeți pizza cu carne. Clientul, ce? Și atunci ce îmi recomanzi, întreabă omul. Telefonista îți răspunde, ați putea încerca pizza cu soia, care are procent de grăsime foarte scăzut. Ar trebui să vă placă. Clientul întreabă, ce te face să crezi că o să-mi placă? Telefonista răspunde, văd aici pe monitor că săptămâna trecută ați fost la bibliotecă și ați citit o carte cu rețete culinare cu soia. Clientul răspunde, bine, bine, dă-mi atunci două pizza de astea. Telefonista, mărimea este potrivită pentru dumneavoastră, pentru soție și pentru cei 4 copii, iar ce rămâne puteți să dați la cei 2 câini pe care îi aveți. Totalul e $49.99. Clientul disperat strigă la soție, adu-mi cardul. Telefonista spune, îmi pare rău, domnule, dar trebuie să plătiți cash, cardul dumneavoastră e blocat pentru depășirea limitei. Clientul spune, o să dau fuga la o mașină ATM și voi scoate niște bani de acolo și până ajunge pizza la mine, am bani. Telefonista răspunde, îmi pare rău, domnule, dar nici asta nu e posibil. Văd aici că nu aveți niciun ban în contul dumneavoastră. Da, bine, n-am nimic, trimite pizza că eu găsesc niște bani până ajunge ea. În cât timp vine? Telefonista răspunde, suntem puțin în întârziere, aș zice 45 de minute, dacă vă grăbiți, puteți veni dumneavoastră până aici să ridicați personal pizza după ce faceți rost de bani. Pe de altă parte, e mai puțin jenant să cărați pizza pe motocicletă. Clientul, dar de unde știți că eu am motocicletă? Păi scrie aici că aveți motocicletă, ați avut o mașină care v-a fost luată de compania de împrumut pentru că nu ați plătit-o la timp. Alături scrie că aveți un Harley Davidson și este plătită la zi și în plus ați umplut aseară rezervorul cu benzină. Omul spune ceva supărat. Telefonista, v-a sfătuit să fiți atent cu vocabularul că o pățiți din nou. Văd că ați fost arestat pentru că ați înjurat un polițist, apoi judecătorul cu care v-ați certat v-a dat 90 de zile de pușcărie. Văd că de-abia v-ați întors în societate de câteva zile și asta este prima pizza pe care o comandați. Clientul nu mai spune nimic. Telefonista întreabă, mai doriți ceva, domnule? Clientul spune, am un cupon pentru o sticlă de cola, gratis. Telefonista spune, îmi pare rău, dar trebuie să citiți mai bine pe cupon și în reclama noastră scrie că persoanele care sunt fără de diabet nu se califică pentru oferta de 2 litri de cola gratis. Noua Constituție nu ne permite. Mulțumim că a sunat la Pizza Hut. Conversația de mai sus arată unde se poate ajunge când va veni Anticrist. Am vrut să vă citesc această întâmplare imaginară, frați și surori, pentru că este posibil ca în felul acesta să se deruleze evenimentele din viitor, când noi vom da un număr sau pur și simplu vom spune cine suntem și dintr-o dată persoanele acelea vom ști la ce gas station, la ce benzinărie am alimentat, câți litri sau galoane de benzină am pus în mașină, pe unde am fost, unde ne-am petrecut vacanța, vor ști absolut toate lucrurile despre noi. Articolul acesta imaginar, întâmplarea aceasta imaginară, vrea să demonstreze cât de mare va fi controlul lui Anticrist în vremurile acelea, va fi de-a dreptul sfidător de mare, așa de mare încât niciunul dintre noi nu vom putea nici să mișcăm un deget fără ca sistemul anticristic să știe. Vremurile acestea se apropie de noi și noi trebuie să înțelegem cum funcționează ele și ce trebuie să facem ca să trecem biruitor prin ele dacă măcar nu suntem în stare să nu le apucăm. Aș vrea în această seară să continuăm ideea lăsată data trecută când am vorbit despre cele 7 urgii, ultimile din cele 3 serii de urgii, peceți, trâmbițe și potire, cupe, pahare,
Și am ajuns, dacă vă mai aduceți aminte, la potirul numărul 5, unde în capitolul 16, versetele 10 și 11, Biblia vorbește despre manifestarea acestui potir care presupune întuneric pe tronul fiarei. Tronul fiarei este numit tronul satanei. În mesajul către biserica din Pergam, aduceți-vă aminte de capitolul 2, versetul 13. Probabil tronul fiarei va fi așezat în Babilon, iar Babilonul va fi imperiul lui Anticrist. Încă o dată vreau să vă aduc aminte într-o paranteză că sistemul lui Anticrist nu vrea altceva decât să imite până la nivelul prostiei absolut toate elementele din împărăția lui Dumnezeu. În locul lui Hristos îl promovează pe Anticrist. În locul Duhului Sfânt îl promovează pe prorocul mincinos. În locul lui Dumnezeu Tatăl îl promovează pe Satana. Iar în locul bisericii lui Iisus Hristos promovează Babilonul, care este biserica lui Anticrist. Observați că cine a iubit mai mult întunericul decât lumina va avea parte de întuneric. Întunericul acesta va veni peste tronul fiarei, peste imperiul lui Anticrist, și toți oamenii care sunt implicați în acest imperiu vor avea parte de întunericul în care au trăit o viață întreagă. Așa se acupă care se varsă pe pământ și se manifestă prin nenorocire, prin urgie, este în capitolul 6, versetele de la 12 la 16, acolo unde Biblia ne prezintă Eufratul, vechiul râu din Genesa, care este secat. Eufratul joacă un rol important în istoria omenirii, după cum citim în prima carte a Bibliei, Genesa, capitolul 15, versetul 18. De asemenea, joacă un rol important nu doar în vremurile de început, ci joacă un rol important și în vremurile sfârșitului. Priviți, vă rog, capitolul 9, versetele de la 14 la 19. El este supranumit Râul cel Mare, după cum Mediterana este supranumită Marea cea Mare. Eufratul este citat în Scriptură de 21 de ori, mai mult decât oricare altă apă curgătoare. Și Eufratul are legătură cu Edenul, după cum citim în Genesa, capitolul 2, versetul 4. El a fost întotdeauna o barieră naturală pentru invadatorii din răsărit în ceea ce privește țara lui Israel, Canaanul. Sunt texte biblice care vorbesc despre această barieră naturală care a oprit, a fost un zid pentru năvălitorii din Orient care veneau peste Canaan. Puteți să citiți Isaia capitolul 11 sau Zaharia 10 sau Ieremia 51. Ultimul potir despre care citim în Scriptură este sfârșitul capitolului 16 și aici Scriptura ne prezintă Babilonul nimicit. În vremea aceea, Babilonul va deveni un loc al demonilor. El va acumula toată autoritatea demonică a diavolului, care se va manifesta, dacă îmi permiteți expresia, pe ultima sută de metri a istoriei umane și va concentra toată autoritatea demonică pentru împlinirea intereselor diavolului, ale lui Anticrist și ale prorocului mincinos, care se așează în biserica lor, ce câștigă pe cei mai mulți dintre oamenii vii ai vremii în ceea ce Biblia numește Babilon. Priviți, vă rog, în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 2. Babilonul va fi o reședință a prințului întunericului sau a prințului puterii văzduhului, așa cum Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, versetul 2. Biblia prezintă aici un cutremur de pământ așa cum n-a mai existat niciodată în istoria planetei. Niciodată n-a mai fost un cutremur de pământ devastator ca și acesta de la sfârșitul vremurilor. De asemenea, alături de cutremurul acesta devastator va exista o cădere de grindină foarte mare, așa cum spune versetul 21. Aduceți-vă aminte ce spunea Iov în capitolul 38, versetele 22 la 23, acolo unde cuvântul ne spune că Dumnezeu a păstrat în cămări
o grindină de mărime considerabilă pentru vremurile din urmă. Ei, vremurile din urmă au în vedere împărăția diavolului, a anticristului și a prorocului mincinos, respectiv biserica lor apostată, numită Babilonul, și peste acest Babilon va veni un cutremur de pământ fără precedent, adică e pentru prima oară, n-a mai avut loc până atunci, și o cădere de grindină care va omorâ oamenii și care va fi devastatoare. Observați, vă rog, în concluzie, revenind la cele trei serii de urgii, cele șapte peceți, cele șapte trâmbițe și cele șapte potire, observați, vă rog, că șase dintre cele șapte urgii vărsate peste locuitorii pământului sunt aceleași cu cele care au lovit Egiptul. De aceea, într-o scurtă paranteză, vreau să facem o comparație între cele șapte potire pe care tocmai le-am studiat și cele șapte urgii care s-au abătut peste Egipt în momentul eliberării prizonierilor evrei sub conducerea lui Moise așezat de Domnul. Priviți, vă rog, în Apocalipsa, capitolul 16, primul potir. Natura urgiei sunt rănile ulceroase, dacă vă mai aduceți aminte. În Exod, în capitolul 7, versetul 10, a șasea urgie din Egipt este aceeași urgie. Priviți, vă rog, a doua și a treia cupă, dar și a cincea cupă. A doua cupă și a treia cupă, ape prefăcute în sânge, a cincea cupă, întuneric. Dacă mergem în Egipt, respectiv în Exod, capitolul 17, aceasta e urgia numărul 1 dintre cele 10. Putem să observăm cupa a șasea, broaște, aceasta e a doua urgie din Egipt. Putem să observăm ultima cupă, cea de-a șaptea, care presupune grindină nimicitoare. Aceasta este cea de-a șaptea urgie din Exod, capitolul 9, versetele 13 la 26. În concluzie, urgiile din Apocalipsa sunt similare cu urgiile din Egipt, dar intensitatea urgiilor din Apocalipsa este mult mai mare, este devastatoare. Tocmai de aceea urgiile din Apocalipsa pun capăt vieții pe Terra, pentru că intensitatea manifestărilor nu mai menajează oamenii omorând doar din ei, ci omoară pe toți. A doua constatare este faptul că urgiile celor șapte potire au același obiectiv ca și cele șapte trâmbițe. Permiteți-mi să fac o paranteză și între cele două. Sunt peceți, trâmbițe și potire. Le luăm pe cele din grupa 2 și 3. Prima trâmbiță, capitolul 8, pământul, ca și prima cupă. A doua trâmbiță afectează marea, ca și a doua cupă. A treia trâmbiță afectează râurile sau apele curgătoare, ca și a treia cupă sau potir. A patra trâmbiță afectează soarele, astrul central, ca și a patra cupă. A cincea trâmbiță lovește în tronul fiarei, în reședința, în cabinetul lui Anticrist, ca și a cincea cupă. A șasea trâmbiță lovește Eufratul, râul cel mare, ca și a șasea cupă. Iar a șaptea trâmbiță lovește planeta întreagă, ca și a șaptea cupă. Urgiile din capitolul 16, respectiv cele șapte potire sau cupe, au o progresie dezastroasă în raport cu trâmbițele, pentru simplu motiv că judecățile trâmbițelor lovesc în a treia parte din locuitorii pământului, timp în care potirele lovesc în toți locuitorii pământului. Imaginați-vă că atunci când se manifestă urgiile trâmbițelor, din trei oameni moare unul. Atunci când se manifestă urgiile potirilor, din trei oameni mor toți trei. Scapă doi din trei la urgiile trâmbițelor, dar nu mai scapă niciunul din trei atunci când sunt urgiile potirelor. Potirelor sunt culminarea necazului cel mare, sunt sfârșitul istoriei umane pe pământ, și atunci toți oamenii care vor exista pe pământ vor muri. Observați că judecata trâmbițelor lovește în a treia parte din pământ, 8 cu 7 Apocalipsa, a treia parte din făpturile marine, din apă, 8 cu 9, a treia parte din apele curgătoare, 8 cu 11, a treia parte din soare, 8 cu 12, și a treia parte din oameni. Există acest raport, 1 pe 3. Însă judecățile potirelor lovesc întreg pământul. Citiți capitolul 16, versetul 1. A treia secțiune din toată cartea Apocalipsa cuprinde capitolele între 4 și 22.
Și partea aceasta întotdeauna este consacrată cu privire la viitor. Biserica Adventă sau Adventistă interpretează cartea Apocalipsa ca pe o carte care vorbește despre evenimente trecute. De pildă, toate cele 7 peceți, ei le interpretează ca și urgii care s-au manifestat în istoria umanității prin nu știu care împărați romani. Manifestarea celorlalte 7 urgii care sunt expresia trâmbițelor. De asemenea, spun că nu știu ce nenorocire cu nu știu ce papă, nu știu ce război al lui Napoleon, al lui Hitler și a nu mai știu cui. Potirile celelalte de asemenea le așează în istorie, timp în care cel puțin Biserica Penticostală, Baptistă, bisericile evanghelice interpretează capitolele 4 și, între 4 și 22 din Apocalipsa ca o revelație care încă nu s-a împlinit și se va împlini cândva în viitor. Cu alte cuvinte, aceste nenorociri se vor petrece într-o perioadă de timp supranumită de noi necazul cel mare, o perioadă de 7 ani încărcată de dramatism și intensitatea durerii și a urgiilor este absolut ieșită din comun și imposibil de așezat în cuvinte. Capitolele 17 și 18, prin excelență, noi în seara aceasta am citit din capitolul 17, primele 5 versete, vorbesc despre Babilon. Babilonul în scriptură este un subiect foarte abordat. Apocalipsa rezervă două capitole, 17 și 18, să vorbească despre Babilon. Și în aceste capitole, 17 și 18, un verset din 6 vorbește despre Babilon. Asta înseamnă că în aceste două capitole Babilonul este un subiect tratat cu maximă intensitate. Babilonul este un sistem politico-religios care este sistemul lui Anticrist și este tronul de domnie al satanei în vremurile acelea. Atunci când noi vorbim de Babilon, vorbim de biserica diavolului, dar nu de ceea ce astăzi numim satanism. Ceea ce astăzi înseamnă satanism e puțin. În vremea aceea, Babilonul va fi reședința satanei, cabinetul prezidențial al lui Anticrist și biserica prorocului mincinos, sinagoga lui. În locul acela, în sistemul acesta, vor fi cuprinși toți oamenii care au 666 și care au respins numele mielului, care l-au respins pe Domnul. Indiferent când așezăm răpirea bisericii, înainte de necaz la jumătate, cândva între cele două mânii sau la sfârșit, potrivit celor 4 interpretări majore care au fost puse în istorie ca și posibile momente ale răpirii. Indiferent când așezăm răpirea bisericii, există un necaz de 7 ani și există un Babilon în vremea aceea și Babilonul este reședința lui Anticrist și a prorocului mincinos. Acest Babilon va fi un sistem economic, politic și religios, toate trei în unul. De primele două se va ocupa Anticrist, care va fi doctor în aceste științe, timp în care de ultimul religios se va preocupa prorocul mincinos. El va fi prorocul vremurilor acelora de apostazie. El va înșela pe mulți, el va face minuni ieșite din comun, va coborî foc din cer, va avea profeții mincinoase care vor fi ușor de crezut și va induce în eroare pe mulți, pentru că el va primi înțelepciune de la satana. Satana are o experiență considerabilă. El a fost înger, el cunoaște toate generațiile de oameni, el are experiență, el știe cum gândesc oamenii, el cunoaște psihologia socială și individuală, el știe cum să-i mintă pe oameni, este, dacă vreți, un bătrân care știe cum să înșele națiunile. El este prorocul mincinos care are responsabilitatea religioasă, spirituală, demonică a Imperiului Babilonului, care este sistemul anticristic al vremurilor din urmă. Observați, vă rog, că capitolul 17, diferit de capitolul 18, explică mai mult aspectele religioase ale sistemului, timp în care capitolul 18 explică aspectele economice și politice ale sistemului. Capitolul 17 se ocupă de aspectele spirituale ale Babilonului. Babilon, nu uitați, e sistemul lui Anticrist, e biserica lui.
Dar asta nu se referă numai la că oamenii vin să se închine. E sistemul acesta în întregime care îi cuprinde pe oameni cu toată cunoașterea aceasta minuțioasă despre care v-am citit întâmplarea imaginară, doar așa pentru reflexie în introducere. Ei bine, capitolul 17 își rezervă nici mai mult, nici mai puțin decât 18 versete, adică între capitolul, ca să vorbească despre manifestarea religioasă a Babilonului, timp în care capitolul 18 își rezervă nici mai mult, nici mai puțin decât 24 de versete, adică tot capitolul 18, ca să surprindă aspecte economice și politice ale sistemului babilonian, ale sistemului Babilon. Aceste două capitolele, 17 și 18, pot fi împărțite pentru explicare și pentru înțelegere în șase mari părți, după cum urmează. Prima parte poate fi numită prezentare generală a sistemului Babilon și este partea cuprinsă între primele șase versete. A doua parte explică taina imperiului sau sistemului Babilon și sunt cuprinse între versetele de la 7 la 15. Iar a treia parte, ultima din capitolul 17, vorbește despre distrugerea sistemului Babilon și este cuprins între ultimile trei versete ale capitolului 17. Următoarele trei părți cuprind capitolul 18 și începe cu vestirea în cer a judecăților sistemului. Observați, dintr-o dată ne mutăm în cer. Am fost pe pământ în capitolul 17, dintr-o dată ne mutăm în cer. Vestirea în cer. În cer se dă sentința, se pronunță o decizie. Decizia aceasta se întâmplă pe pământ. Ea se pronunță în cer, dar se manifestă pe pământ. E ca atunci când un director spune în ofisul lui, în biroul lui, să se întâmple asta, iar muncitorii execută pe teren ceea ce a spus directorul în cabinetul lui, în biroul lui, în ofisul lui. Această parte este descrisă în primele 8 versete ale capitolului 18, după cum a cincea parte sunt regretele și bocetele celor de pe pământ din pricina căderii sistemului Babilon. Ei nu se pocăiesc când văd că Babilonul cade, lor doar le pare rău că li s-a stricat jucăria. Jucăria aceasta a fost încântarea lor nebună. Cu mintea lor destrăbălată, ei n-au priceput că Dumnezeu îi va învinge. Ei au crezut, tocmai pentru aceea ajung la Armagedon, unde oamenii își iau nesăbuința să se lupte în fruntea lor cu diavolul, să se lupte cu Domnul Iisus Hristos, care îi va nimici cu sabia gurii sale. Iar Babilonul va dispare la ceea ce noi numim Armagedon, când sângele va avea o cantitate considerabilă, cum n-a mai fost niciodată în istorie. Efectiv, se va măsura în înălțime, în fiți. Ultima secțiune dintre cele șase, care împarte pentru o mai ușoară înțelegere a celor două capitole, sunt versetele 20 la 24, unde Scriptura ne spune că în timp ce pe pământ sunt vaete și bocete pentru că sistemul Babilon a căzut, în cer este bucurie pentru că sistemul Babilon a căzut. Observați că același eveniment produce la unii bucurie și la unii întristare. Nu vi se pare ciudat? Nu vi se pare ciudat? Același eveniment pe unii face să râdă și pe unii să plângă. Cum vine asta? Vi s-a întâmplat asta în familie? Același eveniment. Unii se supără, alții se bucură. Interese diferite, valori diferite, priorități diferite. Vi s-a întâmplat asta în biserică? Același eveniment. Unii spun da, alții spun nu. Unii se bucură, alții se supără. De ce? Priorități diferite, decizii diferite, valori diferite. Observați, cade Babilonul. Unii plâng, alții se bucură. Unde sunt cei ce plâng? Pe pământ. Unde sunt cei ce se bucură? În cer. N-are rost să spunem cine are dreptate. Observați, vă rog, că îngerul invită pe Ioan să-i arate Babilonul. Și el îi spune următoarea expresie care o întâlnim în aceeași formă de două ori la sfârșitul cărții Apocalipsa, numai că o întâlnim în două situații foarte diferite. Prima situație este în capitolul 17, versetul 1, partea a doua. Apoi unul din cei șapte îngeri, foarte probabil ultimul dintre cei șapte, care ținea cele șapte potiri, a venit și a vorbit cu mine. Mine e Ioan, e vorba de Ioan, scriitorul, autorul e Dumnezeu. Și îngerul îi spune lui Ioan, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Vino să-ți arăt.
Aceeași expresie o întâlnim mai târziu, în capitolul 21, versetul 9, unde aceeași expresie se repetă și din nou Ioan aude următoarea invitație. Vino aici să-ți arăt, dar de data aceasta nu mai spune vino să-ți arăt Babilonul, curva cea mare, spune vino să-ți arăt mireasa. Cine-i mireasa? Biserica. Observați că Ioan este invitat la finelele istoriei umane să privească la destinul și la perspectiva eternă a celor două biserici, biserica lui Iisus Hristos, care e logodnica lui, și biserica diavolului, care este Babilonul cel Mare. Și Ioan acum, când totul s-a sfârșit și produsul finit este pus pe masă pentru examinare, pentru privire atentă, pentru calificare, pentru apreciere, Ioan este invitat să privească și ce a reușit Iisus Hristos să facă și ce a reușit Satana să facă. Astăzi oamenii sunt înșelați și ei n-au încredere în Dumnezeu, n-au încredere să se lase pe mâna Domnului. Ei nu cred că Dumnezeu este în stare să le poarte destinul în mână. Îl cred pe Dumnezeu neputincios, cred că nu e o persoană, ci este doar o forță impersonală, de aceea nu cred în Dumnezeu. Oamenii îl înlocuiesc pe Dumnezeu cu o religie, cu o formă de închinare moștenită de la părinți și spun ei, noi rămânem înțepeniți, cantonați în acest obicei, că așa am pomenit. Ei nu înțeleg că Dumnezeu nu e o formă, nu e o idee, nu e o filozofie, nu este o doctrină, ci este o persoană. Ei nu înțeleg asta, de aceea nu au încrederea să-și pună viața în mâna lui Dumnezeu. Dar Ioan este chemat la finele istoriei să se uite ce a fost în stare Iisus Hristos să facă și cât de tare a falimentat diavolul. Și Ioan aude următoarea chemare: vino să-ți arăt, uite-te la Babilon. Și dintr-o dată peste Babilon vine un cutremur de pământ și mor toți oamenii. Și ce mai rămân? Îi omoară o grindină care este foarte mare și toți oamenii mor ca muștele, ca țânțarii. Și apoi cuvântul spune: acum Ioane, vino să-ți arăt biserica. Vino să-ți arăt pe cei care s-au smerit. Vino să-ți arăt pe cei care au fost loviți pe partea asta și au întors-o și pe cealaltă. Vino să-ți arăt pe cei care nu și-au făcut dreptate cu sabia, că atunci când îți faci dreptate cu sabia, de sabie pieri. Vino să-ți arăt pe cei care... Și putem continua. Vino acum să-ți arăt. Și uite-te tu cum se ajunge la victorie. Nu cu arme firești, nu cu metode firești, nu cu forță umană, nu cu relații omenești, nu cu bani, nu cu metode omenești, ci prin puterea lui Dumnezeu. Este limpede că biserica lui Dumnezeu luptă prin puterea lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu și prin Evanghelia lui Dumnezeu. E, observați că acești oameni simpli, care s-au lăsat în mâna lui Dumnezeu, care nu și-au luat singuri apărarea, care nu s-au luptat cu metode omenești, care n-au făcut caz de drepturile lor, care... s-au lăsat în mâna Domnului. La sfârșit sunt biruitori și Ioan este invitat să vadă destinul lor veșnic și succesul pe care Domnul îl dă, îl oferă lor. Ce diferită este perspectiva acestor oameni. Ce diferită este perspectiva acestor oameni. Folosesc subiectul acesta să vă dau un îndemn care în egală măsură este valabil și pentru mine, ca și pentru dumneavoastră. Frații mei, poate treceți prin situații unde sunteți nedreptățiți. Poate sunteți nedreptățiți în societate, poate sunteți nedreptățiți în familie, poate sunteți nedreptățiți, culmea, în biserică. Dar și în biserică se fac greșeli, pentru că unde sunt prezenți oameni, se fac greșeli din când în când, mai des sau mai rar. Poate că undeva într-un cerc de oameni, poate la serviciu unde vă câștigați existența, poate în altă parte unde vă așteptați cel mai puțin, poate acolo sunteți nedreptățiți. Și sunteți tentați să reacționați pe măsura nervilor care vi provoacă nedreptățirea pe care ați suportat-o. Și sunteți tentați să puneți mâna pe botă și să vă faceți dreptate. Ascultați-mă, dacă sunteți în Babilon, puteți să puneți mâna pe ce vreți. Ascultați-mă, dacă sunteți în biserică, puneți mâna doar pe rugăciune, pe răbdare, pe îngăduință și credeți-mă că și zilele bune și zilele grele trec. Toate trec. Și după ce au trecut, nici nu mai ții minte dacă a fost bună sau frumoasă. Dar biserica la sfârșit va ajunge într-un loc diferit de Babilon. Și dacă ți-ai făcut dreptate cu sabia, va fi așa de diferit dacă ți-ai lăsat soarta în mâna lui Dumnezeu să-ți facă el dreptate. Poate că îți este greu astăzi. Eu nu știu prin ce treci.
Poate ești foarte nedreptățit de cineva, poate ești lovit, poate ți se pare doar că ești nedreptățit. Însă, indiferent cum stau lucrurile, nu reacționa. Nu reacționa în virtutea instinctelor. Instinctele te pun să faci prostii, să te răzbuni, să urăști, să-i dai înapoi, măcar una dacă nu două. După cum spunea odată unul dintre vitejii lui David, și lasă-mă să-i dau una, să nu mai fie nevoie să-i dau pe a doua. Potolește-te, liniștește-te. Oamenii care sunt în biserica lui Hristos și care vor într-o zi să fie văzuți în biserică, nu procedează în felul acesta. Însă și oamenii aceștia sunt oameni. Și oamenii aceștia au și ei un sistem nervos ca și ceilalți. Și oamenii aceștia, și oamenilor acestora le place să fie respectați. Și oamenii aceștia vor și ei atenție. Și oamenii aceștia vor să fie iubiți și iertați. Și oamenii aceștia vor să fie tratați în mod egal ca toți ceilalți și nu suportă nedreptatea. Dar trăim pe un pământ nedrept, înconjurați de oameni predispuși greșelii, câteodată mânați de tot felul de interese care nu sunt grozave. Și în mijlocul acestei lumi, fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, avem de suferit. Dacă nu vrei să reacționezi doar pentru că nu ai motive, crede-mă că oamenii vii nu pot fi în această situație. Dar dacă ai motive să reacționezi și să scoți sabia doar pentru ca să-i tai unuia urechea, că așa simți să faci, crede-mă că nu ești din biserică, ești din Babilon. Dacă ești din biserică, adu-ți aminte că Iisus n-a scos sabia și a fost mai nedreptățit decât dumneata. Dumneata nu e sfânt ca El și nici eu nu sunt sfânt ca El, dar El a fost sfânt la modul absolut. El avea motive să zică, după cum a și zis, ce ai cu mine? Dacă am greșit, explică-mi unde am greșit. Hristos a putut să spună, explică-mi ce rău am făcut, că nimeni nu putea să spună, uite ce rău ai făcut. Dar eu nu pot să spun, explică-mi ce rău am făcut, că măcar puțin mi se poate demonstra că am făcut un pic de rău, măcar un pic de greșeală, măcar o vorbă puțin spusă așa și trebuia mai așa, sau măcar o decizie sau o atitudine care trebuia așa și am luat-o puțin mai așa. Eu nu pot să spun ca Hristos, spune-mi unde am greșit, că n-ai de unde să-mi spui. Hristos a putut să spună, spune-mi unde am greșit, că n-am greșit. Dar noi muritorii nu putem să spunem asta. Cei mai buni dintre noi greșesc, greșim în familie. Câți dintre noi nu ne-am supărat soțul sau soția săptămâna asta? Ar trebui să mai păcătuim încă o dată să spunem că nu e adevărat. Câți dintre noi n-am fost cu copiii ori păcătoși de toleranți, ori păcătoși de răutăcioși? Câți dintre noi n-am fost răutăcioși în biserică într-un fel sau în altul? Sau poate în extrema cealaltă, indiferent și neatenți, nu ne interesează, să plouă, să ningă, după mine potopul, vorba lui Eminescu când cita pe Samson. Frați și surori, într-o zi, biserica lui Dumnezeu va fi pusă în față, în muzeu, și alături de ea va fi pus Babilonul, de fapt nu Babilonul, cenușa lui, împreună cu oamenii care au trăit în el, după normele lui. Aș vrea în seara aceasta, pentru că s-a expirat timpul, să vă spun următorul lucru. Oamenii trăiesc într-unul dintre aceste două locuri. Ori în Babilon, ori în biserică. În biserică, Domn este Iisus Hristos. Și a fost personal aici ca să ne arate, nu să ne explice. Întotdeauna când cineva vrea să mă învețe un lucru teoretic, eu îl întreb, n-ai putea să-mi arăți practic? Pune tu, te rog frumos, mâna pe ciocan și arată-mi tu cum se lovește. Sau ia, te rog frumos, instrumentul ăsta și arată-mi tu cum se face, dacă doar îmi spui, parcă nu-mi e suficient. Hristos a încercat mii de ani să le spună oamenilor din cer cum trebuie făcut și oamenii n-au înțeles, că oamenii, pe lângă faptul că-s răi, sunt și indiferenți și nepricepuți. Și Hristos a venit personal și a pus mâna pe ciocan și a bătut el cu mâna lui și a spus, vezi cum se bate? Și-a mai bătut odată, vezi cum se bate? Și-a mai bătut odată, vezi cum se bate? Acum noi nu ne putem permite nebunia să spunem că nu știm cum. Putem să spunem doar că este greu să urmăm exemplu. Pentru că în noi există un țap numit fire, care este mai legat sau mai dezlegat, mai leșinat de foame sau mai mâncat și odihnit și este pus tot să împungă. Aș vrea să acceptăm că suntem implicați într-o luptă. Vreau în seara aceasta să ne punem la picioarele Domnului, că nu suntem decât țărână, că suntem pastori sau frați și surori pe bancă. Asta nu are nicio legătură cu biserică sau Babilon. Aceasta este doar o problemă de slujire care reclamă răsplata.
Dar credința și sfințenia reclamă mântuirea și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Eu știu că dumneavoastră, ca și mine, veniți de departe și în drumul ăsta lung împreună cu Domnul, prin credință, ați suferit mult și ați înghițit mult, cum spunea bunica, cu fulgi cu tot. Și nu-i ușor să înghiți, că la un moment dat te saturi. Înghiți azi, înghiți mâine și până la urmă om ești și zici, dar până când? Și deseori se spune, mai e un pic, până la sfârșit. Mai rabdă, mai iartă, mai iubește, nu te purta ca în Babilon, nu te mândri, nu te făli, nu-ți ridica nasul, nu lăsa lucrurile firești să te conducă frumusețea, inteligența, banii, smerește-te în fața Domnului. Pentru că oamenii care au trăit în biserică, noi toți știm cum trebuie să trăiască. Nu avem probleme cu a ști, ci avem probleme cu puterea de a face ceea ce știm. Probabil că în seara aceasta, eu, sau poate unul din bancă, realizează că în viața lui sunt anumite lucruri care sunt din Babilon. Vă aduceți aminte când au vrut să iasă prizonieri evrei din Egipt? Știți ce le-a spus prima oară regele? Nu ieșiți. Văzând că nu vor, a doua oară le-a spus, închinați-vă aici. A treia oară le-a spus, pentru că n-au vrut să se închine acolo, poftim, ieșiți, dar nu vă duceți departe, rămâneți în aria mea de influență. Tot timpul diavolul ne lasă să ne pocăim, cu condiția să îl mai primim în rent, adică în chirie, cu un obicei, cu un comportament, cu un fel de a trăi care e împotriva legilor lui Dumnezeu. Un lucru pe care noi îl justificăm și spunem, da, domnule, dar m-a supărat, m-a enervat, cum era să nu-l pocnesc dacă m-a enervat? Și tot timpul încercăm să ne justificăm ieșirile, comportamentele față de care de altfel ar trebui să avem pocăință. Care dintre noi poate să spunem, nu mai am niciun motiv să mă pocăiesc, toate sunt în rând, ca în șpaiț, la neamț, cum spunem noi. Nu este adevărat. Viața noastră este într-o permanentă mișcare și mereu avem nevoie să punem lucrurile la loc, că diavolul tot timpul le scutură și le trântește. Vă invit în această seară, scumpii mei, să vă întrebați. Felul în care trăim e din Babilon sau din biserică? Prioritățile care le avem sunt din Babilon sau din biserică? Prietenii care îi avem sunt din Babilon sau din biserică? Obiceiurile pe care le avem sunt din Babilon sau din biserică? Și pot continua, dar pentru că vorbesc cu unor oameni care se tem de Domnul, n-are rost. Vreau doar să vă spun următorul lucru, vremea s-a scurtat. Și pentru că ați plătit zeci de ani să veniți pe drumul ăsta, nu vă pierdeți acum când e gata să puneți mâna pe premiu. Acum suntem invitați să ne urcăm pe podium și să ni se pună pe fruntea asta obosită și transpirată de alergare pentru Domnul. Să ni se pună cununa ca o răsplată pentru toate ostenelile noastre. Cel care s-a ostenit cel mai puțin, s-a ostenit și el, după puterea pe care i-a dat-o Domnul. Și fiecare este prețuit de Domnul în felul lui. De aceea vreau în această seară să vă chem la rugăciune, la pocăință și la smerenie. Permiteți-mi, scumpii mei, să vă invit să ne ridicăm și să intrăm împreună în rugăciune și cu cei care sunt online. Să stăm înaintea Domnului, să ne smerim și să căutăm să trăim așa cum a trăit Hristos, ca unii care suntem în biserică. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.